moment în care fenomenele meteorologice fac ravagii, iar sunt specialiști care avertizează că din cauza schimbărilor climatice vom avea o perioadă de foamete. Ce credeți, domnule doctor, este acesta un moment de resetare alimentară despre care tot am auzit vorbindu-se în această perioadă, fie că e vorba, nu știu, de situația în care să ajungem să mâncăm gândaci sau tot felul de lucruri de care, dacă auzim, ne cam îngrozim. Vă rog, domnule doctor. Trăim în România și rămân câmpuri întregi neculese. Niciun caz în România nu o să fie nevoie ca românii, pentru că n-au ce mânca, să mănânce gândaci. Să mănânce gândaci ne doresc. Normal, gândaci au chitina aceea care e foarte alergizantă și care poate dă tot felul de afecțiuni foarte grave. Așa că nu ne jucăm cu focul. Și părerea mea că omul nu a fost creat de Dumnezeu ca să mănânce gândaci. Fructe, legume, leguminoase, verdețuri, cereale. Asta e hrana omului normală. Așa că sistemul ăsta, ca să ne apucăm să mâncăm insecte, nu mi se pare logic. Înțelegem, vor fi calcule, treaba lor. Însă nici din punct de vedere religios, nici logic, nici rațional, nici umenește, noi nu suntem făcuți ca să mâncăm insecte. Ce au insecte? Ce poți să mănânci din ele? De prăjește. Dacă prăjește, nu sunt sănătoase. Așa că, în sfârșit, sunt inovații. Dacă oamenii vor să mănânce ce vor, sunt liberi, trăim într-o... Domnule doctor, sunt oameni de știință care spun că gândacii conțin proteine și sunt... Păi da, proteinele nu conțin și fasolea și mazăre și linte. Știți cât are proteina? Soia, 40%. Deci dacă mănânci 100 de grame de soia, ai 40 grame proteine. Și noi avem nevoie de proteine 1 gram pe kilogram corp. Deci un om de 60 de kilograme să mănânce 50 de grame de proteine. Și 50 de grame și soia are 60 de grame la sută. Apropo, hai să lăsăm copilările astea. Raportat de la realitatea din România, domnule doctor, sunt foarte mulți români care au o situație financiară la limita sărăciei. Și atunci, și noi știm așa, ca să mănânci sănătos, trebuie să plătești bani mulți. Este adevărat sau este un mit? Poți să mănânci sănătos și cu bani puțini? Păi, în primul rând, trebuie să avem o educație sanitară a Ministerului Sănătății și prin toate cadrele acestea medie să fie oamenii învățați. Nu observați că ne ocupăm tot felul de prostii. Am fost și el la altă televiziune și în loc să discutăm, oameni buni, hai să vedem ce să mâncăm, cum să ne îngrijim, să discutăm tot felul de fleacuri. Pentru că nu se dorește ca oamenii să cunoască adevărul. Adevărul trebuie să fie ascuns. Noi avem suficiente mișloace ca să mâncăm natural. Și cea mai sănătoasă hrană e hrana vie, adică când gândești vie nu putem să mâncăm. Dar hrană vie, tot ce este verde, tot ce este fruct, legumă, leguminoase, asta e hrana cea mai sănătoasă. Și asta nu sunt scumpe deloc. De ce spuneți, domnule doctor, că adevărul este ascuns? Care sunt interesele? Păi cum de ce? Parcă nu știți. Adevărul poartă fesul. Cine știe adevărul nu poate fi manipulat. Și atunci, ca să manipulezi lumea, trebuie să ascunzi adevărul. Aici e problema. Cine știe adevărul are puterea. Și sunt cercuri în care știu tot adevărul și el trebuie să fie ascuns. Uite, știți ce a fost la Revoluție? Nu știu. Nici până acum nu știm. De ce? Păi nu se vrea. Și atunci e foarte clar. Deci oamenii nu vor să știe adevărul de mâncare. Dom'le, nu, alcoolul e un toxic, sub orice formă. Spune unui om asta că te râde în față. Și asta e realitatea. Orice gram de alcool omoară neuroni. Și neuroni înseamnă inteligență, înseamnă mișcare, înseamnă tot. Alcoolul e un toxic. De ce unul care se îmbată, cade pe jos și face pe el și nu mai poate să meargă? De ce? Că este intoxicat. Te intoxici puțin, ești intoxicat puțin. Te intoxici mult, intoxicat. Deci alcoolul e o substanță toxică. Deci intoxicare. Deci, cine acceptă asta să nu bea nicio picătură de alcool? Deci în fruntea listei alimentelor pe care ar trebui să nu le consumăm niciodată, este clar alcoolul. Sub orice formă. Da, pentru cei care ne urmăresc, cum arată în continuare lista? Dați-ne câteva exemple de alimente pe care 100% categoric nu trebuie să le consumăm. Hai să le luăm invers. Care aș fi cele mai bune alimente?
cele mai bune alimente sunt cele care sunt vii. Și în fruntea lor sunt cele care le face pământul și plantele. Cele care le găsim în copac sau le găsim în grădină. Asta cele mai sănătoase, au viață în ele. Și încă ceva, asta ne feresc de boli, pe de o parte, pe de altă parte ne regenerează, ne vindecă. Cei care consumă vegetale nu vor face cancer. Cine mănâncă fibre, cea mai mare inovație a lui Dumnezeu, că a făcut fibre vegetale. Hrana animală nu are fibre. Ce fac fibrele astea? Au două acțiuni. Pe de o parte, cele care sunt, cum este grâu, astea împing toată hrana în tubul digestiv ca să avem o digestie bună. Nu că ați văzut la chinez, când e aglomerare în metroul, vin oamenii și împing acolo în metrou ca să stea între toți. Asta fac fibrele. Ele vin și ne fac un scaun bun pentru că n-au rol propriu-zis în alimentație nutritivă, ci mai mult pentru scaun. În ultima parte a intestinului, în schimb, se descompun în acest graș cu lanț scurs și care hrănesc și tubul digestiv și microflora noastră este intestinală. Noi avem, ca oameni așa, ca celule așa, un număr incredibil de mare de celule. Și microbii sunt de 10 ori mai mult decât normal. Adică de câte sunt celule. Și acest microbiom stânsă relații cu noi. Microbiom. Adică avem microbi de 10 ori mai mult decât celule care avem noi. Noi avem un trilion de celule pe kilogram corp. Și avem 10 trilioane de microbi. Și ei sunt în legătură între ele. Ei lucrează împreună. Ei bine, în partea inferioară a tubului digestiv se pot face în mod sigur metabolismul acestor fibre vegetale și hrănește și tubul acesta digestiv și flora microbiană. Vedeți ce lucruri foarte interesante. Avem încă ceva. Cei care mănâncă fibre nu vor face cancer de colon. Cei care nu mănâncă fibre fac cancer de colon. Pentru că fibrele sunt exact ca mopul. Arunci ceva murdar pe jos, dai cu mopul, s-a șters. Și vin fibrele, curăță tot, absorb tot și totul e curat. Domnule doctor, suntem înconjurați parcă de tot mai mulți oameni bolnavi de cancer. Există anumite alimente care duc clar în... Stați că am pornit acum cu ideea de clasificarea alimentelor. Da, vă rog. Încă sunt cele foarte sănătoase. Cele care sunt verzi, care au viață în ele. Da. Pentru că ele au viață în ele, atenție. Ele trăiesc ca o viață. Ce e viață încă nu știm. Dar sunt alimente care dau au viață. E, dacă mâncăm alimente care au viață, nu ne dau ele în viață? Pe când carnea e moartă, e cadavru. E o găină, o mor și e cadavru. Ce mănânci? Unde e viața din ea? De aceea, toată hrana animală nu e sănătoasă pentru om. Nu e sănătoasă, că nu e vie. Deci cea mai bună e hrana vie. Apoi, partea a doua, sunt cele care trebuie să le fierbem. Fasolea, de exemplu, nu poți să mănânci fasole crudă. În schimb, ele are leguminoasele au cea mai multă cantitate de proteine de pe planeta noastră. Dacă e 40% proteine, vă dați seama ce bogăție și au și glucide și lipide și proteine toate la optim, 30%. Adică a făcut Dumnezeu să consumăm leguminoasele astea. Nu ai nevoie de carne dacă mănânci leguminoase. Ai tot ce trebuie înăuntru. Deci avem foarte sănătoase cele care sunt vii și care au viață. Când le fierbem, se mai duce puțin el din viața respectivă, dar au hrană masivă. Și apoi toată hrana care nu este vie, e nesănătoasă. Cartofii, domnule doctor? Păi nu putem mânca cartofi cruz. Trebuie să-i fierbem, dar sunt foarte sănătoși. După aceea vine hrana nesănătoasă. Tot ce e animal e nesănătos. Dacă și o procesăm, devine foarte nesănătoasă. Iar avem toxice, alcool, tutun, cafea, droguri, astea sunt toate toxice, ne intoxică. Și nu există om pe planeta asta să nu guste alcool. Ba există, sunt și oameni inteligenți mulți, nu consumă alcool, cafea. Cafeaua este un drog.
o travă care nu face bine. Are zeci de acțiuni rele, favorizează boala canceroasă, în special unul din cele mai nenorocite, cancere pancreas. Apoi, pentru că e prăjită la peste 200 de grade, 200 și ceva de grade, nu mai rămâne în ele nimic viu. Și a doua problemă, grăsimile încinse dau substanțe care sunt cancerigene. Așa că cine bea cafea multă are zis să face cancer foarte mult, pentru că acizii grași sunt ca niște scobitori, stau drepți, paralel. În momentul în care încingem, facem cicluri. Avem hidrocarbiuri policiclice, alea sunt dovedite cancerigene. Deci cine bea cafea să știe că are risc mare să facă cancer. Sunt unii care beau până la 80 de ani și n-au făcut cancer. Ăsta nu e un argument, pentru că organismul nostru ne păzește de orice nenorocire. În fiecare secundă, în organismul nostru, apare în fiecare secundă o celulă canceroasă. În fiecare secundă. Ei, organismul are sisteme speciale care le reduce. De celule numite killer, care sunt unde se ramifică vasele mari. Și asta când văd o celulă canceroasă, o mănâncă imediat. Dar când se consumă alcool, celulele killer ațipesc și ele. Și atunci încep să intre celulele canceroase în ganglioni și când omul nu mai are o imunitate, când e supărat, când divorțează, când dă afară din servici, când cresc prețurile, omul respectiv îi cade imunitatea și în momentul respectiv asta încep să înflorească. Zahărul și lactatele, domnule. Mai am încă două categorii. Deci da, foarte sănătoase, da. Sănătoase, nesănătoase, foarte nesănătoase, care sunt prăjiri, de exemplu, toate prăjirile. Și ultima, toxice. Și cu asta am făcut clasificarea alimentelor. Acum spuneți, spuneam că produsele animale, laptele, de exemplu. Laptele este incredibil de bine gândit de Dumnezeu. Gândiți-vă, un copil, un an, poate consuma numai zeama asta albă și își dublează greutatea numai cu zeama asta albă. Are tot ce trebuie. Noi mai luăm, ia un supliment, copiii nu. A pus Dumnezeu în lapte tot ce trebuie. Și în momentul în care copilul i-a crescut dinții, trebuie să oprească laptele. Cei din Africa și cei din Asia nu consumă lapte. Pentru că în momentul în care nu mai beau lapte, enzimele care favorizează descompunerea lactului se opresc. Pe când europenii, americani și din Australia îți papă lapte, tot timpul se bea lapte. Și laptele care nu-i de la mamă e foarte nedăunător. Noi bem lapte de vacă, dar ăla e pentru vițel. Vițelul are nevoie de coarne, are nevoie de copite. Copilul nu are nevoie. Și de ce să bage în laptele de copil substanțe care să crească, coarnele și copitele și coadă? Ele nu sunt făcute și atunci nu e bun. Apoi, laptele de vacă are de 3 ori mai mult proteine și dacă sunt proteine multe, bietul copilaș intoxicat cu proteine și știi că rinichii de mic. După aceea, toate produsele animale au factori de creștere. Adică ajută să crească. Și dacă ai o celulă canceroasă și mănânci lapte, brânză, ouă, pește, asta înfloresc. Pe când leguminoasele le reduc. Adică totul este făcut foarte inteligent. Și dacă mâncăm vegetarianismul, în toată lumea acum a început să explodeze. Mari sportivi au cele mai multe performanțe când sunt vegetariani. De ce? Păi dacă aici e viața. Dacă citim în Sfânta Carte, spune hrana voastră să fie hrană naturală pe care o face pământul, care Dumnezeu, și aia e cea mai bună. Orice din astea, chimicalele astea care se dau, de asemenea, eurile astea sunt nenorocire. Ele au fost făcute, de un gust bun să mențină. Uh-huh. Însă acum sunt periculoase și sunt foarte mulți s-au dovedit cancerigene, foarte dintre ele. Aceste adausuri care nu sunt sănătoase. Noi trebuie să mâncăm totul sănătos. Zahărul, domnule doctor. Zahărul este o substanță foarte necesară organismului ca glucoza. Dar când glucoza și cu fructoza merg împreună, în cantități mici sunt foarte sănătoase. Când mâncăm fructele, ne ajută, că au fructoză și au glucoză. Când sunt în cantitate foarte mare, devin toxice. Și devin atât de periculoase, încât poți să faci diabet, poți să faci o altă stare, scade imunitatea.
De aceea zahărul în cantitate mare este o travă, și o travă albă. Și cu ce înlocuim, domnule doctor? Păi nu-i nevoie. Dacă mănânci fructe, nu mai înlocuiești cu nimic. Mm-hmm. Mănânci fructe, mănânci legume, mănânci cereale care se descompun în glucoză, se descompun în glucide și au suficient. Noi nu trebuie să mâncăm foarte dulce. Avem fructele și fructele să le mâncăm și ele cu măsură. Toate fructele sunt sănătoase, domnule doctor, pentru nu că sănătoase. Acum avem... Foarte sănătoase. Bun, dar acum avem o întreagă dezbatere apropo de fructele și legumele cu pesticide. Și atunci, mai știm noi că garantat ele sunt foarte sănătoase pentru corpul nostru? E o discuție foarte interesantă și haide să o urmărim. Fructele sunt vii, au viață în ele. Niciodată dacă se îmbolnăvesc fructe, nu le duci la spital. Astea ori trăiesc, ori mor. Nu merge să fie jumii-juma. Dacă fructul este intoxicat sau verdeață, asta moare. Dacă nu e intoxicat, ea trăiește foarte bine. Și ne dă și nouă antioxidanți. Ele au o putere incredibilă de dezintoxicare. Vă dau un exemplu care mi s-a întâmplat mie și la care l-am mai spus la două televiziuni și toți care m-au ascultat au început să zâmbească. Am luat un măr mare și frumos și l-am mâncat. O plăcere. Într-un colț avea o rană mică acolo și când am băgat degetul mirosea pesticide incredibil. Tot mărul nu mirosea absolut deloc. Deci ce se întâmplă? În momentul în care oamenii stropesc cu pesticide, că nu prea intră pesticide direct în coaja mărului, că e făcut așa de Dumnezeu bună, încât ele să, numai să fie stricate sau să fie injectate, dar în mod normal, dacă speli bine coaja, nu se întâmplă nimic. Dacă sunt leziuni, intră acolo substanțele toxice. E bine, acolo în colțul ăla, pentru că a fost o rană, organismul ăsta, mărul n-a mai putut să dezintoxice regiunea respectivă. Și a rămas cu un miros incredibil. Restul niciun fel de miros. Deci plantele au în ele substanțe de autopurificare. Și acum vă dau câteva cifre. Noi avem 1 trilion de celule pe kilogram corp. 1 trilion de celule pe kilogram corp. În fiecare celulă sunt peste 50.000 de reacții într-o singură secundă. E bine, și în această formidabilă rețea totul se distruge, totul se dezintoxică. 50.000 de reacții. Păi închipuiți-vă că într-o celulă sunt toate elementele tabelului Mendeleev. Stau așa ca la școală, fiecare într-un loc. Și din ele celula face tot. Celula este ca un fel de oraș. Are tot ce trebuie ca să trăiască. Toate reacțiile se întâmplă în celulă. Altă gafă, dar discutăm poate mai târziu, că avem nevoie de proteine. Dar proteinele nu intră din animal în noi. Ele se descompun aminoacizi și celula face proteine. Deci e o fabrică de proteine incredibilă. Celula este formidabilă și are câțiva microni. În fiecare celulă există un acid numit dezoxiribonucleic, știți ce lungime? 1,80 m până la 2 m. În fiecare celulă 2 microni. Deci, într-o celulă de 2, 3, 5 microni, are un fir lung de 2 metri, numit acid dezoxiribonucleic. Și în interiorul e toată informația omului. Și dacă ai ști să-l citești, te uiți la ADN și spui, are ochii albaștri, are ficatul mai mare, are un degetul la picior puțin mai așa, unghiile nu știu. Scrie absolut tot acolo. Și tot ceea ce este la noi e scris acolo perfect. Deasupra apare alt sistem, epigeneticul. Exact cum spui că ai mașină și șofer, cal și călăreț. Epigeneticul controlează geneticul. Și ceva formidabil, dacă într-o familie toți au diabet, dar unul se hotărăște să aibă un stil de viață, cum discutăm noi aici, foarte sănătos, el va respecta legile epigenetice. Și organismul, când vede că o genă e foarte proastă, o oprește, o inhibă, o metilează, adică o pune o grupare CH3. Și gena aia s-a oprit. Nu mai acționează rău. Și copilul poate să trăiască perfect, sănătos, deși toată familia lui bolnavă. Pentru că stilul de viață, epigeneticul, e cel care controlează și repară totul. Adică sunt niște chestii incredibile. Ei, în momentul în care copilul ăsta nu respectă legile, rămâne foarte grav, pentru că i-a dat o șansă și a călcat-o în picioare.
Deci epigenetica a apărut în 1942 și arată cum funcționează genetica. Genetica pentru fiecare microb, pentru fiecare fir de păr, pentru fiecare lucru, are un corespondent genetic. Pe când epigenetica cea care conduce aceste lucruri. Și de aceea sportul, alimentația, buna dispoziție, toate aceste probleme sunt epigenetice și ele se influențează perfect între ele. Sunt atât deci de acum multe... să terminăm cu da, plantele. Deci în momentul în care plantele sunt vii, ele neutralizează absolut tot. Doar să fie doze mamut, dar ele neutralizează. În momentul în care planta este distrusă, ea moare. Dacă îi dai mai mult decât poate să ducă, dar dacă ea duce, ea ne ajută. Noi avem nevoie de substanțe antioxidante. În organismul nostru, la fiecare efort, se face, fac substanțe oxidante, care sunt distrugătoare. E bine, organismul are peste 60-80% din sistemul lui, ne dă substanțe antioxidante. Dar trebuie să luăm din plante substanțe antioxidante. Și ele ne dau viață, sănătate. Chiar dacă par că sunt nenorocite, zbolnave, nu știu cum, de aici este sursa vieții. Și faptul că oamenii trăiesc e faptul că mănâncă vegetale. Și într-adevăr se exploatează că pesticidele și astea altă, sunt foarte periculoase, pot da cancer, dacă se spală bine mărul respectiv, dacă nu are leziuni și dacă căutăm să mâncăm foarte multe combinate și cu verdețul și cu legume, organismul are putere, și v-am spus de nou, are putere să neutralizeze toate substanțele, pentru că dacă nu le neutralizează, moare planta. Și când o plantă e vie, să avem curaj, să o mâncăm cu plăcere. Domnule doctor, încă de mici suntem învățați că prima masă a zilei este cea mai importantă. Exact. Micul dejun al campionilor. Să fie mare dejun. Micul dejun să fie mare dejun. Mare așa dejun, este da. Sau... Așa este. Bun. Păi hai să luăm logic. Când te scoli dimineața, nu? Stomacul cum e? Gol. Gol. Ficatul cum e? Plin. Că toată noaptea... S-a acumulat. Da. Deci te scoli cu un stomac gol și cu un ficat plin. Ce faci? Umple stomacul și ficatul rămâne plin. Nu? Logic? Deci avem două pungi. O pungă ficatul e plin, stomacul e gol. Și trebuie să plec la treabă. Mă apuc și golesc ficatul sau mănânc bine ca să fie și a doua pungă plină. Deci dimineața trebuie să mâncăm bine, să fie stomacul bine. Jumătate din alimentația zilnică să fie făcută dimineața. Și de aceea nu trebuie să ne grăbim. Să stai jumătate de oră, un sfert de oră de mâncare, să mănânci de-o trei. Chiar voiam să vă întreb apropo de mâncatul pe grabă, că e, suntem în secolul în care totul e pe repede înainte. Nu, în secolul în care nu este educație. Dacă ne culcăm de vreme, ne sculăm de vreme, stăm liniștiți, înaintea mesii facem și o rugăciune, nu ne grăbește nimeni, mestecăm bine, nu bem apă la masă, ci înaintea mesii, ca să spele tubul digestiv, mâncăm ce trebuie, nu după ce am terminat, nu mâncăm fructe, ci fructele înainte, adică sunt reguli. Și atunci e sănătos. Dacă toate le pui de-andoaselea, cum să fie? Și apoi, deci să mănci în grabă. Păi mai poți mesteca bine, se face bine hrana? Atunci nu poți fi sănătos. Deci dimineața trebuie să stai liniștit, faci o rugăciune, îți dă pace și liniște. Apoi începi să mesteci bine. După ce ai mâncat bine, faci un drum până la tramvai sau la servici și o parte din energia pe care o dă hrana, tu o folosești la mers. Și atunci nu crește glicemia. Și atunci toată ziua ai sau câteva 4-5 ore stomacul plin ca din care ia energie, iar ficatul rămâne întreg. Ce se întâmplă dacă nu mănânci dimineața? Stomacul e gol, consum ficatul și la ora 11 tremuri că nu mai ai energie. De ce? Păi dacă n-ai mâncat nimic și ai luat toată energia din rezervă, ce? Și atunci mănânci aiurea, mănânci ceva care să-ți treacă foamea sau tremurul și tot te da peste cap. Deci dimineața când ne sculăm, să mâncăm cea mai bună masă. Și ce să mănâncă dimineața în special? Deschizi geamul și te uiți la cer. Ce să mănânc dimineața? Cereale. Cele mai bune alimente dimineața sunt cereale, în special ovăzul. E formidabil. De ce calul mănâncă ovăz? Îi dai 2 pumni de ovăz și cum merge? Din ce cauză? Ovăzul are
substanțe care curăță hrana. A doua problemă, ovăzul are polizaharide. Și asta nu ar deodată, ci ar pe rând. E ca și când ai avea un covrig și e o bucată și mănânci. Mai e o bucată și o mănânci. Mai e o bucată și permanent mesteci cât de din covrigul respectiv, că din polizaharide e cât un... Pe când dacă ai monozaharide, e ca și când ai o benzină într-o căldare și arunci acolo un chibrit. Ce faci? Îmi pare tare rău că trebuie să vă întrerup, domnul director, dar trebuie să mergem într-o pauză publicitară scurtă, ne întoarcem, pentru că mai avem multe lucruri de lămurit. Da. Vreau așa. Deci s-a înțeles problema asta, că dimineața cel mai bine sunt cerealele, pentru că țin de foame. Vreau să discutăm imediat după pauză și despre posturile astea intermitente, care e povestea cu ele, dacă sunt sau nu benefice. Și foarte important, mâncarea modificată genetic. Discutăm și discutăm peste doar câteva minute. Stați aici. Vorbit, dar în minutele care ne-au mai rămas, vreau să vă întreb un lucru, pentru că se gândesc mulți la treaba asta. Cum ne otrăvim noi creierul cu mâncarea, dar și cu stresul de zi cu zi? Propriu zis, creierul nu e otrăvit. El trebuie să fie hrănit ca să meargă bine. Acum depinde ce hrană îi dăm. Dacă îi dăm o hrană sănătoasă, el va gândi sănătos. Știți ceva interesant să vă spun? Știți că noi nu gândim cu creierul? Creierul e materie și materia nu gândește. Deși s-a scris o carte că materia e inteligentă. Nu, materia e proastă. Noi, în afară de materie, avem și un duh sau un spirit. Și noi acum discutăm duhurile noastre, spiritul nostru, nu materia noastră. Materia stă cu minte și ascultă. Noi suntem niște ființe, din cauza comunismului, a desființat ideea că noi suntem și duhovnicești, că avem și o altă ramură spirituală, supramaterială. Și aici care comunicăm, informația nu stă în materie. Informația are și materia, informația ei, dar în mod normal... Noi discutăm la altă componentă supramaterială. Eu sunt duh, nu astăzi duh și discută duhul între noi doi, nu materia. Aici e interesant. Și ăsta este creierul. Creierul nu e decât mașina prin care organismul gândește. Dar nu creierul gândește. El nu face decât să transmite gândurile noastre. Eu gândesc în duhul meu și creierul înregistrează, redă. Dar gândirea este a Duhului respectiv, de aceea apare ideea de Duh Sfânt, apare ideea discuții intelectuale, nu? Intelectul nostru este dovedit și este cantonat în partea superioară a creierului nostru. E bine, noi nu gândim cu materia, noi gândim cu o parte superioară a materiei și aia se numește spirit sau Duh. Și noi suntem de asemenea suflete, pentru că sufletul e cel care comunică, care plânge, care se bucură. Materia nu se bucură, materia nu e fericită, materia nu e tristă, e materie. Pe când noi suntem ceva supramaterial, asta e frumusețea. Și omul e ceva care nu a evoluat, care a fost creat de Dumnezeu, ca creatorul să discute cu noi și noi să discutăm între noi. Dar nu material, ci prin informații. De aceea apare în Biblie. La început a fost cuvântul și cuvântul, toate s-au făcut prin cuvânt, prin informație și noi avem informația nu-i materială. Și așa am fost mințiți, că noi gândim cu creierul. Nu, creierul nu-i decât mijlocul prin care noi putem comunica, să ne spunem informații, să ne spunem gânduri, sentimente, idei, nu? Și astea sunt cantonate. Uite, ai un stick, nu? În stick-ul ăla e toată informația. De dacă pui la ureche, n-auzi nimic. Domnule doctor, vă mărturisesc o reală plăcere să discut cu dumneavoastră și vreau să ne promiteți aici, în direct, pentru cei care ne urmăresc, că veți mai veni, pentru că sunt multe lucruri care au rămas nelămurite și tare mult aș vrea să nu rămân așa. Eu aș vrea să dați timp, adică dacă puneți 7 întrebări și îmi dați 3 minute, atunci, dacă vrem o întrebare să o lămurim, cum a fost problema respectivă, ce este omul în fond? Omul, știți că noi nu suntem ființe raționale? Defect de jurnalist. Noi nu suntem ființe. Noi suntem afective. Noi nu facem după ce e bine și frumos. Noi facem ce ne place. Și spui, știi că e toxic alcoolul. Știu, dar îmi place. Mulțumesc. Domnule doctor, mulțumesc tare mult pentru prezența aici și pentru toate lămuririle excepționale. Gata, ne oprim aici, nu înainte însă să vorbim despre coșmarul gunoaielor din Târgu Mureș, care a luat sfârșit săptămâna aceasta.